A venit dintr-un veritabil teatru de război din Ucraina pentru a pleda pentru pace și solidaritate prin artă. Vorbim despre echipa Teatrului Național Dramatic Academic Ivan Franco din Kiev, care este invitat de onoare la reuniunea Teatrelor Naționale Românești de la Chișinău. Evenimentul va culmina astăzi cu spectacolul Coriolanus de William Shakespeare, în viziunea unui celebru regizor ucrainean, Dmitri Bogomazov. Inițiativa de a invita la Chișinău Teatrul Național din Kiev a fost lansată anul trecut, când Teatrul din Ucraina, dar și Naționalul Mihai Eminescu au marcat câte 100 de ani de la fondare, dar a devenit realitate la reuniunea Teatrelor Naționale Românești. Ne-am gândit că teatru, și anume ediția de anul ăsta, de asta și-am zis, pentru libertate, pentru creație și pentru pace, pentru că atunci când muzele vorbesc, atunci când teatru este prezent prin mesajul lui puternic din scenă, tancurile, gloanțele, mitralierele nu răsună. Actorii din Kiev au venit la Chișinău cu spectacolul Coriolanus, premiat la numeroase festivaluri internaționale. Spectacolul a fost montat cu mult înaintea războiului, dar mesajul lui este deosebit de actual acum. Vorbim despre putere, dar mai ales despre sacrificiu. Și ne gândim în fiecare clipă la curajul și sacrificiul pe care îl manifestă în această perioadă ostașii ucraineni, întreg poporul nostru. În același timp, suntem recunoscători cetățenilor moldoveni care și-au deschis casele și sufletele pentru refugiații din Ucraina. Activez de 45 de ani în acest teatru și pentru prima dată este asemenea situație gravă. Din cauza războiului nu mai jucăm spectacole la Kiev, la sediul teatrului nostru. Vă mulțumim pentru solidaritate. Suntem fericiți să fim aici. Teatrul Național din Kiev aduce la Chișinău spiritul ucrainean. Dorința lui de libertate demonstrează că puterea artei este mai importantă decât forța armelor. Mă bucur că Teatrul Național Mihai Eminescu a dedicat 2 zile venirii ucrainienilor. Seara se joacă spectacolul Teatrului Național Mihai Eminescu Requiem pentru Bucea și cea de-a doua zi este dedicată propriu-zis chiar Teatrului Național din Kiev, Ivan Franco. Acum noi intrăm în contact direct și avem posibilitatea să descoperim cultura acestui mare popor. Prezența Teatrului Național Dramatic Academic Ivan Franco din Kiev la Chișinău a fost posibilă cu susținerea financiară a Biroului de Cooperare al Elveției.